Cu cât genele sunt mai lungi și mai dese, cu atât femeile au mai multă încredere în ele și se simt mai bine. Dar nu mereu este comod să porți gene false. Să nu mai vorbim de timpul pe care trebuie să-l petreci la salon pentru întreținerea lor. Dar noi avem câteva trucuri prin care oricine poate crea acasă efectul de gene false cu câteva trucuri. Bună, sunt Georgi și astăzi vă voi învăța cum să aveți efectul de gene false. Foarte important este cum ne alegem tipul de rimel. De exemplu, dacă avem niște gene lungi și drepte, va trebui să alegem un rimel pentru curvare. Dacă avem niște gene scurte, va trebui să alegem un rimel pentru alungire. Și la fel de important este să alegem un rimel, nu negru simplu ca și culoare, ci un negru carbon sau un negru intens. Un alt pont pe care trebuie să-l știți e cum aplicăm rimelul. Este foarte important ca rimelul să-l aplicăm cât mai aproape de baza genelor până pe mucoasă. Pentru a avea efectul de gene false, va trebui să folosim rimelul de cel puțin două ori.